tramvai care se deplasa pe șoseaua Viilor către șoseaua Progresului. Se pare că un bărbat aflat pe trotuar a tras cu pistolul în direcția tramvaiului, iar un proiectil a intrat pe un geam și a ieșit pe geamul din partea opusă. Nu au fost călători răniți, însă mulți susțin că s-au speriat când au auzit zgomotul și, bineînțeles, o parte dintre aceștia au raportat la 112 incidentul. Așa cum spuneam, în momentul de față se fac cercetări pentru identificarea obiectului care a produs distrugerea. Vorbim de cercetări ce sunt efectuate de secția 18 de poliție. Bianca, mulțumim pentru această corespondență. Mergem mai departe. Strategia națională de vaccinare anticovid ar putea fi aprobată în această seară de guvern, urmând ca săptămâna viitoare să fie adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ni se alătură cu mai multe informații colega mea Gabriela Mihai. Gabi, ce date ai? Ești în direct, te ascultăm. Am găsit, documentul va putea fi aprobat astăzi în ședința de guvern care este programată pentru ora 20, iar după ce strategia națională de vaccinare anticovid va fi aprobată în ședința de guvern, atunci documentul va fi făcut și public, iar reprezentanții Ministerului Sănătății vor putea explica în ce constă această campanie și cum se va face ea. Important de menționat este că ulterior documentul va ajunge și în ședința Consiliului Suprem de Apărare al Țării, condusă prin videoconferință de președintele României Klaus Iohannis, care a fost programată pentru data de 3 decembrie, iar asta pentru că susținea președintele României Klaus Iohannis, această strategie națională de vaccinare anticovid este o chestiune care ține de securitate națională. Mai mult, prin această strategie se urmărește ca toți oamenii să fie informați cât mai corect și cât mai mult în privința vaccinului anticovid care urmează să ajungă în țara noastră. Am văzut că sunt tot mai multe persoane sceptice în privința acestui vaccin anticovid. Pe de altă parte, această strategie națională de vaccinare anticovid are rolul de a informa și totodată de a veni cu date cât mai concrete, astfel încât să nu existe necunoscute pentru oamenii din țara noastră și ulterior tot mai mulți dintre ei să își dorească să facă acest vaccin anticovid. Important de menționat este că președintele României Klaus Iohannis spunea chiar în conferința de presă ținută în această săptămână că dacă va fi nevoie pentru a convinge oamenii și pentru a nu mai exista sceptici și contradicții, ar putea să își facă chiar în public acest vaccin anticovid atunci când va fi cazul. Cert este că specialiștii spun că vaccinul va ajunge în țara noastră, fie la finalul lunii decembrie, fie la începutul lunii ianuarie și cel mai probabil în luna martie el va ajunge și la mase, pentru că într-o primă etapă vor fi vaccinați cei din linia întâi. Vorbim aici despre cadrele medicale. Da, Gabi Mihai, mulțumim pentru informații. Pe de altă parte, medicii din România trag un semnal de alarmă și anunță că în toată țara nici măcar 100 de paturi libere nu mai sunt la terapie intensivă, iar situația devine tot mai gravă. Acest platou este mult prea mare pentru capacitatea ATI a României, spun specialiștii. La 8.000-9.000 de cazuri de infectare pe zi, câte 300 de bolnavi sunt în stare gravă. Și vorbim despre această situație cu medicul de terapie intensivă, domnul Radu Țincu, de la Spitalul Floreasca. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua! Cât de gravă este așadar situația în țara noastră și ce soluții există în acest moment pentru a debloca cât de cât, mă rog, spitalele? Mă rog. Situația este gravă și pe terapie intensivă va deveni din ce în ce mai serioasă această problemă prin faptul că platoul acesta de care spuneați este mult prea mare. El generează un număr enorm de ridicat de pacienți care vor avea nevoie de terapie intensivă. Sigur, primul lucru care trebuie să-l facem este să scădem rata de transmitere în comunitate. Măsurile care au fost implementate de către autorități vor trebui să fie evaluate
evaluate permanent și reevaluate, iar dacă aceste măsuri nu reușesc decât să mențină acest platou, ele vor trebui schimbate cu altele care să determine panta descendentă a acestei pandemii. Pe de altă parte, ce se poate face la nivelul spitalelor, s-a pus un accent disproporționat pe achiziționarea de aparate de ventilație mecanică, știind faptul că nu toți pacienții care suferă de COVID-19 au nevoie de intubație și ventilație mecanică. Mulți dintre ei au nevoie de suplimentarea oxigenului cu fluxuri crescute. Există niște aparate intermediare care pot să ofere acele... La un scenariu înfiorător în care să nu mai fie niciun loc la terapie intensivă în întreaga țară, există acest scenariu? Nu o să ajungem în următoarele câteva zile, pentru că, evident, încă guvernul are la dispoziție transformarea altor paturi de terapie intensivă din paturi dedicate altor boli în paturi pentru pacienții cu COVID-19. Încă nu s-a depășit capacitatea națională de terapie intensivă, însă, dacă mergem în acest ritm, la un moment dat această capacitate poate fi depășită, dar până să ajungem acolo, faptul că în fiecare săptămână noi paturi de terapie intensivă sunt transformate în paturi pentru pacienții cu COVID-19, dezechilibrează capacitatea României pentru tratamentul celorlalte patologii. Avem în acest moment două categorii de bolnavi, bolnavii de COVID-19 pe de o parte și pe de altă parte toți ceilalți bolnavi care au și ei nevoie de terapie intensivă. Nu putem dezechilibra la maxim această capacitate de răspuns. Pe de altă parte, voiam să vă întreb ce le recomandați celor care sunt sceptici cu privința acestei boli sau care nu respectă măsurile în vigoare. Dacă după 9 luni de zile încă mai avem astfel de idei, este greu să credem că ele mai pot fi schimbate. Însă pot să vadă, fără discuție, ce s-a prezentat la televizor din camerele de gardă. Atâta timp cât sunt spitale de linie 1, unde pacienții nu mai au locuri și sunt gestionați pe holurile spitalelor sau rămân cu zilele în camerele de gardă, intubați și ventilați mecanic, astfel încât UPU-ul, camera de gardă, s-a transformat într-o extensie a terapiei intensive, cred că este suficient ca să înțelegem cu toții că situația este gravă și că va deveni și mai gravă dacă nu respectăm, măcar acum, în ultimul ceas, măsurile impuse de către autorități. Da, mulțumim ca de fiecare dată pentru amabilitate. A fost domnul Radu Țincu, medic la terapie intensivă la Spitalul Floreasca și mergem mai departe. Scene de neimaginat în plină pandemie în Alexandria, zeci de oameni s-au înghesuit într-un magazin pentru a prinde reducerile oferite de un supermarket. Când este vorba de reduceri, regulile, distanțarea socială și pericolul de infectare dispar ca prin minune. S-a văzut într-un supermarket din Alexandria, unde oamenii s-au înghesuit cu zecile după ce au fost anunțate reduceri mari la carne. Oamenii au stat unii în alții, fără nicio distanțare socială, fără măști, doar ori prinde vreun chilipir, mai ales acum înainte de sărbători. Așa că în momentul în care ușile magazinului s-au deschis, clienții au dat năvală fără ca măcar vreun angajat al magazinului să le spună ceva. Adevărat că nici nu prea aveau ce să mai facă în fața valului de oameni, iar după ce s-au îmbulzit unii peste alții să ia cât mai multe produse la reducere, s-au îmbulzit și la cozi la case. Zeci de minute magazinul a fost arhiplin și toată lumea a fost mulțumită. Magazinul că a scăpat de marfă, iar oamenii că și-au umplut frigiderul. Nu mai contează că Alexandria a trecut de o rată de incidență de 3 la 1000 de locuitori, iar regulile ar trebui respectate cu sfințenie. Ca și dragostea la noi și sănătatea trece tot prin stomac. Scandalul măștilor neconforme continuă. Unii dintre mari retaileri din țară, dar și câteva farmacii și benzinării au primit amenzi piperate pentru că au pus la vânzare măști neconforme, adică produse care nu protejează populația împotriva noului coronavirus. Între timp, decidenții au anunțat că raportul întocmit de Autoritatea pentru Protecția Consumatorului cu toate neregulile depistate în privința măștilor de pe piața noastră pleacă spre parchetul general. Cu alte cuvinte, este posibilă și deschiderea unui dosar penal în acest caz. După ce ministrul economiei Virgil Popescu a făcut publice datele din raportul realizat de ANPC, care arată că peste jumătate dintre măștile aflate pe piață sunt neconforme, ceea ce înseamnă că nu protejează împotriva noului coronavirus, cazul nu s-a oprit la un simplu anunț. Dosarul deschis de inspectori pleacă la parchetul general. Protejarea populației este prioritară. De aceea românii au dreptul să știe că ne preocupăm de acest aspect și cu ajutorul celor de la ANPC supraveghem piața pentru siguranța fiecăruia dintre noi. Raportul
cadrul neregulilor constatate și sancționate de comisarii ANPC, pleacă spre parchetul general, a scris ministrul economiei pe pagina sa de socializare. De asemenea, acesta a precizat că măștile care nu ne protejează în pandemie au fost retrase de pe piață, iar producătorii care nu respectau normele, amendați cu peste 18 milioane de lei. Mesajul meu pentru cetățeni. Măștile neconforme au fost retrase de pe piață de către cei de la ANPC și, mai mult chiar, au fost aplicate și amenzi celor care nu au respectat legea. Nu ascundem sub preș nimic, așa cum sunt obișnuiți socialdemocrații să facă. Ministrul i-a sfătuit pe cetățeni să cumpere măști de la producătorii autohtoni, întrucât majoritatea măștilor neconforme sunt importate. Măștile produse în România sunt, potrivit oficialului guvernamental, de calitate și, deci, acreditate. În România sunt peste 16 companii care produc măști de protecție. Scandalul declanșat de înalt preasfințitul Teodosie în cazul pelerinajului de la mănăstirea Peștera Sfântului Andrei continuă. După ce a contestat în instanță decizia Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, după ce a scris premierului, după amenziile date pentru încălcarea regulilor sanitare pe timp de pandemie, acum le-a ordonat tuturor preoților din eparhie să meargă la pelerinaj pe data de 30 noiembrie. Potrivit circularei publicată de ortodoxinfo.ro, înalt preasfințitul Teodosie cheamă mai mulți reprezentanți ai bisericii să participe la Sfânta Liturghie de la Peștera Sfântului Andrei, dar îi îndeamnă și pe creștinii care nu pot ajunge în comuna Ion Corvin, unde are loc evenimentul, să se roage la bisericile din localitate care vor rămâne deschise. Se apropie sărbătoarea Sfântului Andrei, iar an de an înalt preasfințitul Teodosie oficiază Sfânta Liturghie la mănăstirea Peștera Sfântului Apostol Andrei. Din cauza faptului că autoritățile au interzis participarea la pelerinaje a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități, înalt preasfinția sa Teodosie a provocat un adevărat scandal. Inițial, prelatul a cerut în instanță suspendarea hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Chiar în ziua în care magistrații Tribunalului Constanța au respins cererea, arhiepiscopul Tomisului a oficiat o slujbă în biserică, la care au luat parte circa 60 de oameni, ignorând orice normă sanitară sau legală posibilă. Deși poliția a împărțit mai multe amenzi și a avertizat că este cu ochii pe înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul nu s-a lăsat intimidat și le-a cerut credincioșilor să meargă la pelerinajul de pe 30 noiembrie. De asemenea, tot în aceste zile, înalt preasfințitul Teodosie i-a trimis o scrisoare și premierului Ludovic Orban, prin care se plânge de modul în care au fost tratați credincioșii. Dar și de această dată a primit un răspuns clar. Sincer, către înalt preasfinția sa Teodosie, este să îndemne credincioșii la respectarea regulilor, pentru că aceste reguli nu sunt făcute ca să împiedice credincioșii să se roage sau să participe la pelerinaje sau la alte activități, ci sunt făcute ca să apere sănătatea. Și Patriarhia Română a intervenit în scandalul provocat de arhiepiscopul Tomisului și i-a cerut guvernului să permită desfășurarea pelerinajului de la Peștera Sfântului Andrei. Astfel de imagini ar putea fi văzute și în acest an, pe 30 noiembrie, la Peștera Sfântului Andrei, iar Patriarhia Română cere ca românii să vină cu miile la celebrarea ocrotitorului României. Chiar dacă este pandemie, chiar dacă în Constanța este carantină, chiar dacă avem mii și mii de noi cazuri de îmbolnăviri pe zi. Ministrul Agriculturii Adrian Oros a devenit al patrulea membru al guvernului care a fost infectat cu noul coronavirus. Acesta a anunțat că s-a autoizolat la domiciliu. La fel a procedat și ministrul tineretului Ionuț Stroie, pentru că a participat la câteva activități politice împreună cu Oros. De asemenea, ministrul apărării se află în izolare chiar în minister pentru 72 de ore și asta după ce șeful statului major al apărării, Daniel Petrescu, a fost depistat cu COVID-19. Dragi prieteni, am primit rezultatul testului și, din păcate, este unul pozitiv. M-am autoizolat la domiciliu și voi urma îndrumările medicilor. Dacă starea de sănătate îmi va permite, voi continua munca de acasă și voi încerca să fiu prezent online, acolo unde voi fi solicitat. A scris ministrul Agriculturii pe pagina sa de socializare. Adrian Oros este al patrulea ministru diagnosticat cu SARS-CoV-2 după ministrii transporturilor, economiei și muncii. De asemenea, ministrul tineretului și sportului Ionuț Stroie a anunțat și el că s-a autoizolat pentru 72 de ore. În urma anunțului colegului meu de guvern, Adrian Oros, ministrul agriculturii, care a fost confirmat pozitiv pentru
infecția cu SARS-CoV-2, am luat decizia de a mă izola la domiciliu și de a realiza un nou test după această perioadă. Testul PCR pe care l-am efectuat joi a avut rezultatul negativ. Am participat la câteva acțiuni politice în aer liber împreună cu domnul Oros și din acest motiv, pentru siguranță, am decis că este mai bine să rămân izolat până la un nou test, a scris Ionuț Stroie tot în mediul online. Acesta a adăugat că se simte foarte bine și că va continua să dialogueze online sau pe rețelele sociale. Și șeful statului major al apărării, Daniel Petrescu, a fost testat pozitiv la infecția cu noul coronavirus, dar nu prezintă simptomele bolii, conform MAPN. Generalul locotenent Daniel Petrescu a fost plasat în izolare într-un spațiu special destinat la sediul Ministerului Apărării. De acolo își exercită în continuare atribuțiile. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, a fost testat negativ în aceeași dată, însă din motive de precauție a intrat de asemenea în izolare la sediul MAPN, urmând a fi retestat în 72 de ore. Se mai arată în comunicatul MAPN. Este așadar alertă la guvern, dar și în Parlament, după ce liderul USR, Dan Barna, a anunțat tot ieri că are COVID-19. El spune că starea sa este bună și că s-a autoizolat. Fostul primar al sectorului 1, Daniel Tudorache, cercetat pentru complicitate la trafic de influență și spălare de bani, a contestat la Tribunalul București cauțiunea de 1 milion de euro impusă de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Tot astăzi este ziua limită până la care fostul edil trebuie să depună banii la DNA. Avocatul primarului spune că suma este una exorbitantă și că primarul nu ar avea acești bani. Domnul primar, v-am spus că domnul primar nu dă nicio declarație. Vă mulțumim, o zi bună! Vă mulțumim, o zi bună! Să demonstrezi. Fostul primar PSD al sectorului 1, Daniel Tudorache, și partenera acestuia, Adina Tudorache, au ajuns dimineață la Tribunalul București, unde se tranșează contestațiile acestora împotriva măsurii controlului judiciar pe cauțiune impuse de DNA. În cazul lui Daniel Tudorache este vorba de 1 milion de euro, iar în cazul Adinei Tudorache de 200.000 de euro. Tudorache este acuzat de către DNA de complicitate la trafic de influență și spălare de bani. La acest moment noi nu avem identificate bunuri în valoarea solicitată, este o valoare exorbitantă. Am înțeles să solicităm parchetului, pe de o parte, să renunțe la cauțiune, pe de altă parte să o reducă, pentru că asemenea sume nu sunt în proprietatea domnului primar. Facem eforturi să depunem astăzi documente aferente unor bunuri în valoarea respectivă, însă suntem în discuții dacă putem să le obținem sau nu până astăzi. Trebuie și evaluate dacă este vorba de bunuri imobile, așa cum sperăm noi să obținem. Am cerut un termen acoperitor. DNA susține că are date și probe care arată că doar în 2016 și 2017 un apropiat al lui Tudorache ar fi cerut șpagă 10% din contractul pe care un patron îl avea cu o instituție a primăriei. În schimb, omul de afaceri ar fi obținut desfășurarea contractului în condiții cât mai bune. Tot DNA afirmă că Daniel Tudorache s-ar fi întâlnit chiar cu patronul și i-ar fi spus că cel care a cerut comisionul este omul lui. Procurorii mai fac o acuzație extrem de gravă la adresa fostului edil. Deși, în mod legal, câștiga doar vreo 1000 de euro pe lună, timp de 10 ani cât a ocupat funcții publice, ar fi ascuns prin intermediul soției și al menajerei sale sume în lei și în valută, care ajung la 3,2 milioane de euro. Banii ar fi fost spălați prin achiziții sigure de articole de lux și imobile. 14 rețineri au avut loc în Suceava în dosarul permiselor și al înmatriculărilor auto ilegale. Printre cei reținuți se află și fostul șef de la permise Suceava, dar și ofițerul Direcției Generale Anticorupție, suspectat că a acoperit ilegalitățile. Colega mea, Liliana Năstase, are acum informații suplimentare în direct. Bun găsit, Liliana, te ascultăm! Bun găsit, judecătorii vor analiza în cursul zilei de astăzi solicitarea procurorilor anticorupție de arestare preventivă a 14 persoane reținute în cursul serii, dar și noaptea trecută, în mega dosarul de la Suceava, în care anchetatorii au descoperit o adevărată fabrică de permise auto și înmatriculări ilegale. Printre acuzațiile care se aduc funcționarilor reținuți sunt luare de mită, dare de mită, favorizarea infractorului, spălare de bani, dar și constituirea unui grup infracțional organizat. Acest grup ar funcționa încă de la începutul anului 2018, eliberând mai multe permise false, dar și înmatriculări ilegale, și făcând înmatriculări ilegale, ce un permis se vindea și cu 7.000 de euro, conform anchetatorilor.
De altfel, în cadrul perchezițiilor făcute în cursul zilei de ieri, procurorii au ridicat bani și bunuri în valoare de peste 2 milioane de euro. O parte din bani erau ținuți în găleți sau chiar în pereții caselor celor perchiziționați, astfel că aceste sume au fost puse sub sechestru și urmează să fie confiscate în cazul în care judecătorii vor da o sentință definitivă de condamnare în acest caz. Și astăzi se continuă perchezițiile în acest dosar. De altfel, persoanele care au avut programări pentru proba pentru permis auto ieri și astăzi vor fi reprogramate la o dată ulterioară, întrucât programul serviciului de permise auto din Suceava a fost suspendat. Da, Liliana Anastase, senior editor B1 TV, mulțumim frumos pentru aceste informații, mergem mai departe. Dosarul 10 august a fost amânat din nou. Tribunalul București a împins cauza pentru data de 22 ianuarie, pe motiv că magistrații au nevoie de timp ca să studieze dosarul. Cererea de redeschidere a acestui caz a fost înaintată de DIICOT. Cu aproximativ 4 luni în urmă, fostul procuror șef al DIICOT, Georgiana Hosu, a dispus redeschiderea dosarului 10 august și reînceperea urmăririi penale în cazul foștilor șefi ai jandarmeriei. Principalul argument a fost că aceștia refuzaseră să dea declarații când au fost chemați la parchetul militar. Totodată, nicio persoană vătămată și niciun martor nu au fost citați la DIICOT, cu excepția unor oficiali. În plus, nu au fost solicitate mai multe probe de natură tehnică, în condițiile în care o parte din înregistrările video din dosar nu a putut fi accesată. Din luna august până acum, solicitarea DIICOT a trecut prin mai multe instanțe judecătorești ca să ajungă într-un final la Tribunalul București. Dacă solicitarea DIICOT va fi confirmată de un judecător, procurorii vor redeschide urmărirea penală față de colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, majorul Laurențiu Cazan, colonelul Cătălin Sindile și comisarul șef de poliție Mihai Dan Chirică. Șefii jandarmeriei române ar urma să fie cercetați pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, dar și pentru favorizarea făptuitorului. În paralel cu DIICOT, și un protestatar a cerut redeschiderea dosarului 10 august. Ioan Crăciuneanu vrea inclusiv ca foștii decidenți politici să fie cercetați. Tânărul crede că se fac vinovați de abuz în serviciu, complicitate și instigare la ilegalități. Tânărul spune că cei 4 șefi ai jandarmeriei pentru care se vrea reînceperea urmăririi penale ar fi doar niște țapi spășitori. Eu personal, prin avocat, am depus cerere să se redeschidă dosarul 10 august, inclusiv pentru Carmen Dan și Liviu Dragnea. Asta este insistența mea ca victimă în dosar. Ei au coordonat toată acțiunea 10 august și sunt direct vinovați și răspunzători de jandarmeria. Premierul Ludovic Orban vine cu detalii despre facilitatea de reziliență și redresare a Uniunii Europene. Șeful guvernului a declarat pentru B1 TV că din peste 30 de miliarde de euro, la care România are dreptul, aproape 14 miliarde sunt granturi. Cu alte cuvinte, aproape jumătate din suma totală nu va trebui rambursată. La nivelul Uniunii Europene s-a luat decizia ca toate statele membre să beneficieze, pe lângă bugetul Uniunii pentru perioada 2021-2027, de sprijin în cadrul facilității de reziliență și redresare. Este vorba despre o finanțare de 750 de miliarde de euro. Ieri, executivul a prezentat Planul Național de Redresare și Reziliență, un document strategic pentru accesarea fondurilor din facilitatea europeană. Pot să vă spun de exemplu că pe programul SURE, săptămâna asta s-au aprobat 3 miliarde de euro pentru România, bani care vor veni săptămâna viitoare, deci 3 miliarde de euro, repet, în cadrul programului SURE, dobânda e zero. Prin programul SURE, Comisia Europeană oferă sprijin financiar pentru protejarea locurilor de muncă și a lucrătorilor afectați de pandemia de coronavirus, dar România va primi finanțare și pentru alte programe. Din suma totală, o parte este grant, o parte este credit. Pe termen lung, pe termen foarte lung, și care are niște condiții cum nu poți să întâlnești în, dacă te duci să te împrumuți de pe piață. Din peste 30 de miliarde de euro
la care România are dreptul, aproape 14 miliarde de euro sunt granturi, adică nu trebuie rambursați. 13,7 miliarde. România, de exemplu, la nivelul țărilor europene, este pe locul 7 în ceea ce privește mărimea granturilor, mărimea sumei care este alocată prin granturi. Premierul României s-a arătat extrem de neplăcut surprins de poziția guvernelor de la Budapesta și Varșovia, care și-au manifestat opoziția față de condiționarea accesării fondurilor europene de respectarea statului de drept. Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a anunțat un fond de modernizare pentru 3 dintre cele 4 mari centrale din capitală. După întâlnirea cu premierul Ludovic Orban, ministrul economiei și cu reprezentanții Elcen, primarul Capitalei a mai anunțat că modernizarea rețelei pentru agentul termic ajunge la un necesar de 1,5 miliarde de euro, din care momentan are la dispoziție doar o jumătate de miliard. Pe ceea ce înseamnă modernizarea rețelei, ne ducem la undeva la un necesar de 1,5 miliarde, din care pentru moment avem 0,5 miliarde, dar pe acest fond de modernizare de care a vorbit și domnul ministru și o să vorbească și domnul prim-ministru, există bani pe care Bucureștiul să-i acceseze, trebuie doar ca noi să ne mișcăm, să facem licitațiile, contractele și să lucrăm în viteză. La rândul său, ministrul economiei Virgil Popescu a anunțat că începând cu anul 2021 ar urma să înceapă lucrările de modernizare la CET Progresul, CET Vest și CET Sud. Am discutat la minister, ne-am uitat pe proiectele depuse pe fondul de modernizare și Elcen a depus 3 proiecte pentru modernizarea și creșterea randamentului centralelor Progresul, CET Vest și Sud, în așa fel încât pe total vorbim de 370 de milioane de euro proiecte care vor fi finanțate prin fondul de modernizare începând cu anul viitor. Avem un alt proiect pe care altă companie a noastră, SAPE, îl face pe amplasamentul vechei termocentrale CET Titan. Acolo vorbim de o investiție de 58 de milioane de euro pentru a construi un CET nou cu același randament de 50 de megawatt și în sfârșit când vom finaliza aceste investiții, putem spune că rețeaua de sistemul de încălzire a municipiului București este cu cogenerare de înaltă eficiență și asigură atât securitatea energetică a Bucureștiului prin producerea de energie electrică pe inelul Bucureștiului, cât și securitatea termică. Premierul Ludovic Orban a declarat că în perioada 2021-2030 România va beneficia prin fondul de modernizare de o finanțare de bani europeni estimată la aproximativ 6 miliarde de euro, fondurile urmând a fi destinate în special unor investiții în capacități de producere prin cogenerare și în energie verde regenerabilă. Mai puțin cunoscut este un alt pilon al finanțării, care este extrem de important. Acest pilon al finanțării este fondul de modernizare. În perioada 2021-2030, România va beneficia de o finanțare estimată la aproximativ 6 miliarde de euro pentru finanțarea unor proiecte în mai multe domenii. Continuăm cu un accident teribil care s-a petrecut la Brașov. O persoană a fost grav rănită și transportată la spital după ciocnirea violentă a 3 autoturisme. Totul s-a petrecut chiar pe centura municipiului Brașov, unde circulația a fost oprită pentru mai multe zeci de minute. Conform primelor informații, unul dintre șoferii implicați în impactul extrem de violent s-ar fi aflat sub influența alcoolului. Accident în Laț, la Iași, un tramvai a lovit 5 mașini aflate în trafic, potrivit primelor informații. Vatmanul are puțină experiență și nu ar fi putut opri la timp. Din fericire, nu au fost victime, însă mașinile implicate în accident au fost grav avariate. Traficul a fost blocat pentru câteva zeci de minute în zonă, iar pe linia de tramvai s-a format o coadă pe sute de metri. În urma incidentului, vatmanul a fost sancționat cu o amendă. Doi indivizi sunt căutați de poliție după ce au furat banii dintr-un portofel uitat pe o banchetă dintr-un fast food din Târgoviște. Nici măcar o clipă nu s-au gândit că localul ar putea avea și camere de supraveghere și că vor putea fi identificați ușor. În urma acestui gest, tinerii s-au ales cu dosar penal. Totul a avut
loc într-un restaurant de tip fast food din Târgoviște. În imaginele surprinse de camerele de supraveghere se observă cum pe o banchetă din local se afla un portofel uitat de un client al restaurantului. Un tânăr echipat ca la carte, cu căciulă neagră și mască de protecție de culoare neagră, zărește la un moment dat portofelul și se gândește minuțios cum să procedeze. Apoi se așează mai întâi pe banchetă, după care direct peste portofel. Este acoperit de un alt tânăr. Numai câteva secunde i-au fost necesare individului să golească portofelul de bani și să dispară din restaurant, alături de coechipier. Spre ghinionul lor, momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din fast food, iar poliția este acum pe urmele lor. Cei doi s-au ales cu dosar penal pentru însușirea bunului găsit. De ziua recunoștinței, Statele Unite ale Americii se confruntă cu o nouă creștere alarmantă a numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2. Detalii în câteva momente la Jurnal după publicitate. Revenim! Tu protejezi viața celor dragi și a tuturor. S-a fost înmormântat la ceremonia de la cimitirul Jardin Bella Vista. Au fost prezenți familia și apropiații săi, adică aproximativ 30 de persoane. La priveghiul marelui sportiv a fost un haos. Argentinienii au încercat să ia cu asalt Casa Rosada, locul unde fusese depus sicriul, iar polițiștii au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Priveghiul a fost astfel oprit. Ulterior, când cortegiul funerar însoțit de sute de mii de oameni a fost transportat spre cimitir, autoritățile au schimbat traseul inițial tocmai pentru a evita o aglomerație și mai mare. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. La ceremonia de la cimitirul privat Jardin Bella Vista de lângă Buenos Aires au participat doar rudele lui Diego Maradona și apropiații săi. Maradona a fost înmormântat alături de părinții săi, potrivit news.ro. La intrare în cimitir, sute de fani au așteptat dincolo de un cordon al poliției. Dacă ceremonialul de înhumare a decurs normal, omagierea de la Casa Rosada, la care au mers sute de mii de oameni pentru a-și lua adio de la Diego Armando Maradona, a fost oprită la un moment dat. În afara palatului aveau loc incidente violente. Fanii s-au îmbulzit în curte și în apropiere de Casa Rosada pentru a ajunge la sicriul cu trupul neînsuflețit al legendei fotbalului. Autoritățile au încercat să oprească accesul în Casa Rosada. Așa s-a ajuns la încăierări violente cu forțele de ordine. Suporterii au folosit sticle și pietre, iar forțele de ordine au ripostat cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene. Mai multe persoane au fost reținute. Cortegiul funerar a parcurs drumul către cimitir în mai mult de o oră, salutat pe parcurs de argentinieni ieșiți în stradă pentru a-și omagia idolul. Diego Maradona s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 60 de ani. Mulțumesc, Mingi! Acesta a fost unul dintre mesajele pe care Diego Maradona și l-a dorit la propria înmormântare. Jucătorul argentinian a vorbit pentru prima dată despre modul în care își dorea să fie reamintit încă din anul 2005, atunci când realiza emisiunea de televiziune La Noche del Diez. Într-una dintre ediții, Maradona și-a luat singur un interviu și s-a întrebat ce și-ar spune la propria înmormântare. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí? Además, si lo sacaste vos al tema, yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad, es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias a la pelota. Pentru prima dată de la alegeri încoace, președintele în exercițiu al Statelor Unite, Donald Trump, a precizat în ce condiții va pleca de la Casa Albă. Totodată, într-o conferință susținută la Casa Albă, el a atacat din nou rezultatul alegerilor, iar când presa i-a pus întrebări repetate legate de plecarea sa, acesta a avut o ieșire nervoasă.
Întrebat în ce condiții va pleca, într-o primă fază, președintele în exercițiu Donald Trump a evitat să dea un răspuns clar și a atacat din nou legitimitatea alegerilor. If the electoral college votes for Joe Biden, will you concede? Well, if they do, they made a mistake. Because this election was a fraud. Just so you understand, this election was a fraud. În cele din urmă, Donald Trump a precizat care sunt singurele condiții în care va accepta să plece de la Casa Albă. So if the Electoral College does elect President-elect Joe Biden, are you not going to leave this building? Just so you, certainly I will. Certainly I will. Conform legislației americane, însă, președintele Donald Trump ar fi oricum forțat să plece de la Casa Albă. Colegiul electorilor se va întruni pe data de 14 decembrie. Tot atunci, cei 538 de membri ai săi vor vota cu unul dintre candidați. Conform cutumei, însă, electorii de regulă votează cu cel ales prin votul dat de populație. Întrunirea electorilor ar urma așadar să fie o simplă formalitate, pentru că victoria lui Joe Biden este foarte clară. Conform ultimelor calcule, candidatul democrat ar avea un număr de 306 electori, iar Donald Trump doar 232. Când a fost întrebat despre plecare, președintele în exercițiu s-a arătat iritat de insistențele jurnaliștilor. Don't talk to me that way. You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. All right, I'm going to go with another question. Creșteri bruște ale numărului de infectări și decese în Statele Unite chiar de ziua recunoștinței. În California, de exemplu, unul dintre cele mai afectate state, rata infectărilor a crescut cu 17% în doar 24 de ore. În plus, numărul spitalizărilor a ajuns la o nouă cifră record la nivel național. 95% din teritoriul american are parte de o răspândire a virusului, iar totul vine după o săptămână și jumătate în care milioane de americani au mers acasă pentru ziua recunoștinței, în ciuda avertismentelor lansate de medici. Raportat la populație, cele mai mari rate de infectare au fost în zonele centrale ale Statelor Unite, precum Dakota de Nord, New Mexico, Dakota de Sud sau Minnesota. Toate au între 110 și 150 de cazuri la 100.000 de locuitori. Foarte afectate sunt însă și zonele de coastă, cele mai populate de altfel de pe teritoriul american. În California, de exemplu, rata de infectare a crescut cu 17% de la o zi la alta. Calculat la nivel național, 95% din teritoriul Statelor Unite a raportat o răspândire necontrolată a virusului. De asemenea, numărul persoanelor spitalizate cu COVID-19 se apropie de 90.000, o nouă cifră record. Confruntați cu această situație, mulți guvernatori au reimpus o serie de restricții, dar în multe zone masca în continuare nu este obligatorie, iar barurile și restaurantele sunt deschise. În ciuda acestei situații și în ciuda nenumăratelor avertismente ale medicilor, milioane de americani au invadat aeroporturile și șoselele încă de săptămâna trecută pentru a se duce acasă de ziua recunoștinței. Needed to get away. Needed to just kind of get back to a little bit of normalcy for us. Keep the gatherings, the indoor gatherings, as small as you possibly can. Obviously have to take a mask off if you're eating or drinking. We just follow all the rules and, I mean, I travel for work all the time and haven't had any issues. Mulți alți americani vor pleca spre casă și în zilele acestea. Pe o autostradă din California au fost surprinse cozi imense de mașini. Este motivul pentru care medicii cred că ar putea fi înregistrată o nouă creștere a numărului de infectări și în următoarele 3 săptămâni. Până acum, Statele Unite au raportat peste 13,2 milioane de infectări și aproape 270.000 de decese. Sunt cele mai mari cifre din lume. Și tot în Statele Unite, Administrația pentru Alimente și Medicamente a aprobat în regim de urgență ceea ce a caracterizat drept cel mai exact test destinat depistării anticorpilor anti-SARS-CoV-2. Și până acum s-au folosit teste anticorpi, însă acestea furnizau doar răspunsuri de tip pozitiv, negativ sau imprecis. Noul test, dezvoltat de două companii americane, ar măsura însă concentrația de anticorpi anti-SARS-CoV-2 cu o exactitate între 98 și 99%. Potrivit Centrului Universitar Johns Hopkins, testul ar putea fi util și în procesul de dezvoltare a vaccinurilor. Peste 61 de milioane de oameni au fost infectați cu SARS-CoV-2 până acum în întreaga lume. Iar în Germania, guvernul federal german a convenit cu liderii celor 16 landuri prelungirea măsurilor de izolare până în ianuarie 2021, fiind luată în calcul păstrarea unor decizii tocmai până în luna martie. Restricțiile vor fi relaxate ușor doar de Crăciun, atunci când ar urma să fie permise adunări de cel mult 10 persoane, și asta fără a lua în calcul și copiii. În ultimele 5 zile,
În Germania au fost raportate între 13.000 și 22.000 de cazuri, la fel ca în săptămânile precedente. Și guvernul grec a luat o decizie identică. Închiderea parțială fusese introdusă pe 7 noiembrie și urma să expire pe 30, însă a fost prelungită cu încă o săptămână până pe data de 7 decembrie. În ultimele 5 zile în Grecia au fost raportate între 1.300 și 2.300 de cazuri cu o tendință de scădere. Pe de altă parte, există șanse ca abia iarna viitoare să revenim la o viață normală. Directorul medical al companiei Moderna a declarat pentru site-ul german Focus că vaccinarea unei mari părți a populației va fi un element important. Oficialul a mai transmis că acest lucru nu se va întâmpla peste noapte, dar este optimist că într-un an de zile viața și-o are lua cursul normal în întreaga lume. Afirmațiile lui Tal Zaks vin în contextul în care Moderna a anunțat recent că vaccinul pe care l-a dezvoltat are o eficiență de 94,5% potrivit rezultatelor ultimei etape a studiilor clinice. Cred că vaccinarea unei mari părți a populației va fi un element important. Nu se va întâmpla peste noapte. Nu ne vom trezi duminică în pandemie, vom merge la vaccinare luni și totul va fi ca înainte marți. Acest lucru va dura câteva luni după aprobare. Dar sunt optimist că până în iarna viitoare putem schimba valul și apoi ne putem întoarce la viața normală. Probabil nu peste tot și 100%, dar în majoritatea domeniilor. Oficialul Moderna a dezvăluit că a fost îngrijorat până a văzut primele rezultate din studiul de fază 1 din cauza că cercetările ar fi putut să nu meargă așa cum și-a dorit. Întrebat despre celelalte companii care au anunțat că au avut rezultate pozitive la vaccinurile anti-COVID-19, a declarat că singurii rivali sunt virusul și timpul. El a mai susținut că oamenii trebuie să accepte orice vaccin este cel mai potrivit în lupta contra SARS-CoV-2, indiferent de la ce companie vine. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat săptămâna trecută că Uniunea Europeană ar putea da undă verde la mijlocul lui decembrie vaccinurilor dezvoltate de Moderna și Pfizer. Potrivit oficialului european, executivul UE urmează să semneze un acord pentru livrarea a 160 de milioane de doze din vaccinul companiei Moderna. Anunțul Organizației Mondiale a Sănătății privind ineficiența Remdesivir continuă să facă valuri. Acum a fost rândul Agenției pentru Hrană și Medicamente din Statele Unite să aducă argumente în favoarea medicamentului cu care sunt tratați majoritatea celor infectați cu COVID-19. Agenția Federală pentru Hrană și Medicamente a Statelor Unite este chiar autoritatea care a aprobat folosirea Remdesivirului pe teritoriul SUA, așa că sare în apărarea tratamentului. Aprobarea unui nou medicament necesită dovezi solide cu privire la eficacitatea și siguranța pentru utilizare sau utilizările prevăzute ale medicamentului. Aprobarea Remdesivir pentru tratamentul pacienților cu COVID-19 internați a îndeplinit acest standard legal și științific. Se arată în comunicatul celei mai mari autorități în domeniul medicamentelor din Statele Unite. Mai mult, agenția acuză că Organizația Mondială a Sănătății a făcut un studiu care nu arată parcursul pacientului după tratament, ci doar în cursul tratamentului, iar datele sunt astfel incomplete. Săptămâna trecută, OMS avertiza medicii să nu prescrie Remdesivir pacienților cu coronavirus, punând la îndoială eficacitatea singurului antiviral aprobat până în prezent pentru tratarea bolii. Recomandarea avea la bază 4 studii care au implicat peste 7.000 de pacienți, arătau cei de la OMS, care au precizat că certitudinea este scăzută și nu există date concrete care să demonstreze că medicamentul e benefic. Este nevoie de studii suplimentare, spunea Organizația Mondială a Sănătății. Un anunț care a venit în contextul în care Remdesivir este autorizat sau aprobat pentru utilizare ca tratament COVID-19 în mai mult de 50 de țări, inclusiv în România. De altfel, Uniunea Europeană a comandat peste 500.000 de doze în valoare de 1 miliard de euro luna trecută. Doamnelor și domnilor, jurnalul Prânzului a ajuns la final de la Fix. Vă propun să urmăriți TalkB1 cu colega mea Irina Petraru. Eu sunt Ștefan Pășcuță, ne revedem la ora 15. Rămâneți pe B1 TV. Astăzi vremea va fi rece dimineața în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, exceptând regiunile din interiorul Arcului Carpatic, iar mai ales în prima parte a zilei și în zonele de câmpie din restul teritoriului, unde vor fi nori de joasă altitudine sau ceață și posibil burniță. Spre seară, în vestul, nordul și parțial centrul țării vor fi înnorări și izolat precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat.